Bună, Silvia! Cam răcoare în dimineața asta, m-am uitat la termometru și sunt 15 grade, foarte frig pentru noi. Deci, înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Și clopoțelul și like-urile sunt foarte, foarte importante pentru mine. Deci, sâmbătă dimineața, concurenții s-au trezit, foarte fericiți că de seară o să aibă party. Și am înțeles că o să fie cu muzică grecească. Să știți că muzica grecească, unele melodii, nu toate, sunt extraordinar de frumoase. Eu când am venit aici la început de tot, nu prea plăcea pentru că nu înțelegeam ce zice. Dar după ce am învățat limba, să știți că versurile sunt absolut superbe. Absolut superbe. Nu suportă comparație. Deci, concurenții s-au trezit, somnoroși, cu niște fețe, s-au dus fetele. Le-am văzut la micul dejun, stăteau la masă, discutau de alte cupluri, glumeau, chiar una din ele zicea că-ți bagă, parcă Cătălinei, că-ți bag furculița în ochi dacă țip la mine, dar adevărul că n-a țipat la ea, a ridicat puțin vocea, nu contează, fetele glumesc. Eu vreau să glumească, vreau să simtă bine, să se suporte, să se tolereze. Nu-mi plac certurile, mai ales Hatice, când e nervoasă și începe să țipe, se transformă și vocea și o transformă și fața și o transformă. Să știți că această femeie are grave probleme, grave, și nici nu mă miră de viața pe care o dus-o, nu mă miră, pe care încă o duce. Când pleacă, acolo se întoarce, nu știu acum, în caz că se căsătorește cu Mihai, e încă de vreme să vă spun asta, încă foarte de vreme, mai sunt încă 4 luni, deci... Dacă vor rămâne până în finală și nu o să fie deloc nici unul, nici altul eliminați și se vor căsători, poate își va schimba viața, dar foarte greu. Adaptarea la o viață practic necunoscută ei e foarte grea. Să știți că eu n-am nimic cu nimeni, nu susțin absolut niciun concurent, doar îmi spun părerea despre... Ce văd la televizor, ce văd pe Antena Play, ce ascult la Capricii și la Măști Iubirii. Nu am un concurent preferat. Sunt imparțială. Doar comentez, atâta tot. Că am văzut că unii m-au acuzat că eu țin cu Sabrina. Îmi place de ea, atâta tot. Îmi place că e frumoasă și că e liniștită, atâta. Și de Hatice nu-mi place pentru că e vulgară, e mahalăgioaică. Cui să-i placă așa ceva? Deci, ați văzut că pe Giulia, fata cea nouă, care a intrat vineri, au ignorat-o complet? Au ignorat-o. Cu mamele am văzut că mai stă de vorbă 2-3 cuvinte cu 2-3 fete, foarte, foarte, nu știu, distante sunt celelalte, sau poate o văd unele o amenințare, n-ar trebui să o vadă amenințare, că nu-i vreo fată extraordinar de frumoasă, e o fată obișnuită, tipul de fată cu minte, care nu cred că s-ar băga în relații, dar ați văzut-o pe Diana când a intrat, cum s-a dus la Dani, Dani care era deja în cunoaștere cu Denisa, că de asta Diana e frică să nu pățească la fel cu Dani, pentru că Dani, ați văzut ce ochi alunecoșe are și cum să uite și cum. Dar eu nu cred să fie Giulia o fată care să facă de asta. Nu cred, nu știu, deocamdată nu o cunosc, am văzut-o și eu de câteva ori, mie mi se pare o fată cu minte. Așa mi se pare mie, liniștită și mă bucur că a renunțat la rujul ăla foarte, foarte colorat, foarte roșu, chiar nu-i stătea bine, să știți. După cum știți, în cursă de eliminare a intrat Denisa și Simona. Simona care intră o cunoaștere, parcă, nu știu dacă a zis asta, cu Andrei. Cu Andrei, este în cunoaștere cu Andrei, dar Simona a spus că vrea să plece. Acum vreo 2 zile, parcă, a spus că vrea să plece. Andrei n-ar vrea să plece, el speră și el ca băiatul, nu? Se pare corect să spere. Spere și el la o căsătorie, că... Cine le ia și pe el? Că și el are probleme de comportament, are probleme cu victimizarea, are cu emoțiile, nu poate să-și le țină în frâu, dă liber lacrimilor. Nu e tocmai un bărbat ideal ca să faci o familie cu el, nu e. Dar trebuie și el să-și facă o familie, nu poate să rămână așa toată viața, să aibă copii, să aibă...
urmași, nu? Ca toată lumea. Nu poți să treci așa prin viață. Ba, poți să treci, dar nu indicat. Deci, Simona zicea că i-ar vrea să rămână în casă, dar pentru fete. Pentru fete de ce? Să mărite cu o fată? Care-i problema? Dar nu e după ea, e după voturile spectatorilor și după staff. Staff are ultimul cuvânt. Am tot spus asta și o repet. Dacă nu vrea stafful să elimine pe cineva, nu elimină. Poate să aibă 100% voturi. Pentru că noi nu vedem. Ei zic, cum a fost în cazul lui Ionuț și lui Roberto, a avut 70%, dar de unde știm noi că a avut atâta? Ei știu. Și oricum nu-mi pare rău de Ionuț, pe o parte îmi pare rău așa puțin, mai mult de el decât de ea, pentru că ei nu au avut o relație reală, că ați văzut-o, Andreea acum plânge și acum că vrea acasă, că vrea... Dar ea tot timpul l-a respins. Tot timpul. Și înainte când s-au declarat cuplu, după aceea au pus el punct relație, ea l-a respins în continuu, în continuu. A făcut cu el un cuplu pentru că a avut directive din partea mamei ei. Că a zis mama ei că e singurul cu care se potrivește, dar nu că simte. Ea n-ar trebui să facă circul ăsta și să ceară acasă și toate astea. Și lacrimi și fața aia care o face tristă. Pentru că ea încă nu e vindecată de fostul. Nu este, că se vede asta. Se vede. Dacă ești atent, să știți că vezi. Mi-a plăcut că Diana vorbea cu fetele, vorbesc fetele între ele și vorbea de fostul care i-a pus GPS pe telefon ca să urmărească și spunea că vorbea și doamna Ana, vorbeau ca între ele, ca între fete, ca între mame, ce mai sunt, femei. Și zicea Diana că l-aș fi călcat în picioare, dar ea a spus că s-a referit la telefon, ca să nu înțeleagă unii că ea s-a fi referit la bărbat. Păi cum să-l calce pe bărbat în picioare ea? Cum să-l calce? Că n-are cum. Ia o fată, că ați văzut-o cum e mai finuț, așa, mai poate să calce un bărbat în picioare. Și chiar dacă ar fi cum e mai micuț cum e Alex Soțu, totuși, eu cred că la telefon s-a referit. Că și eu aș face asta. Să știu că cineva îmi pune GPS, aș schimba telefonul. Nu l-aș călca în picioare, l-aș schimba, aș cumpăra altul nou. Ce mare lucru. Și fără să știe, le-aș ține pe amândouă. Unul l-aș lăsa acasă undeva și cu celălalt al nou aș pleca. Și atâta, femeile sunt deștepte, femeile sunt istețele, merge mintea, se descurcă absolut în orice situație. Iar am văzut-o pe, tot pe Diana, că vorbi rând de ea, s-a dus și a mulțumit la camere susținătorilor că a votat-o să ajungă pe locul 2. Dar să știți că fără staff n-ar fi ajuns. N-ar fi ajuns cum să ajungă ea pe locul 2 fără staff. Stafful le pune, stafful le scoate, că ați văzut-o și pe Sabrina, că a fost pe locul întâi, pe locul întâi și după aceea a picat de tot din top și ea și Dima. Deci, stafful știe. Deci, Hatice, am văzut foarte multe comentarii pe Facebook și nu numai, despre ea și despre locul ei în top. Mulți comentează că nu merită locul și eu cred tot asta. Că e pus acolo de staff, asta cred și eu, și cu acest comportament pe care îl are, nu merită nici să șadă în casă, dar măcar să fie mireasă săptămânii. Nu știu cum și cine o poate vota pe ea, pentru că dă exemplu de așa nu. Ce nu mi-a plăcut la capricii, că s-a luat și a vorbit foarte urât cu Andrei. A spus că e victima națiunii. Păi este victima. El plânge, se victimizează, dar nu-i ea în măsură să spună asta. Nu e ea în măsură, pentru că de la începutul emisiunii în continuu face atacuri de panică, tremură, să... Vine și ambulanța a venit la ea de câteva ori, zice că are tensiune. Asta ce este? Nu e tot victimizat? Plus crizele de gelozie și vorbitul foarte urât cu câțiva din concurenți, foarte urât. Și cum v-am mai spus, când o apucă crizele, nu doar de gelozie,
se transformă și fața ei se transformă și vocea. Așa ceva ține staful pe locul întâi la mireasa. Așa ceva. Deci nu pot să înțeleg. De ce n-a fost eliminată când a fost propus atunci? Așa a pus-o staful pe locul întâi. Și de atunci acolo a rămas. Parcă e bătută în cuie. Nu e un exemplu bun. La această emisiune să uite și copiii la ora 2. Și până seara la 10, la cât ține, la 9, că niciodată n-a stat până la sfârșit. Poate să se uite oricine. Tinerile fete. Ce pot să învețe de la ea? Ce face ea? Meseria ei? Păi așa or să creadă, pentru că sunt fete de 13-14 ani care n-au minte, care nu știu. Văd la televizor, hai să facem și noi. Câștigă bani, hai să facem și noi asta. Nu e corect absolut deloc. Nu e corect nici să o țin staful în emisiune. Nu este. Am citit foarte multe comentarii. N-am văzut pe cineva să zică susțin Hatice. Foarte rar, 2-3 dacă, dar majoritatea nu. Și atunci cum e mireasa săptămânii? Că să nu mai zic de Mihai, care a ajuns capul de tutti capii, că-i pupă mâna băieți. Ce înseamnă asta? Am mai văzut sezoane, dar nimeni nu s-a umilit în fața băiatului săptămânii. Nimeni, din băiat ca ceilalți. Și nu prin merite deosebite stă Mihai pe primul loc. Tot din cauza că ea și l-a pus și pe el. Tot respectul pentru celelalte două cupluri care sunt pe locurile 2 și 3. Aceștia chiar merită. Dar pentru ei doi, absolut deloc. Plus că i-a vorbit foarte urât lui Andrei. Așa îl privea și cu dispreț, a zis cine ești, cum stilul ei, vorbele ei. Și nu te, cine te bagă pe tine în seamă ca și cum ar fi ultimul om de la, din casa mireasa de acolo. Așa cum e Andrei, așa cum e. Dar lucrează cinstit, are afacerea lui și nu depinde absolut de nimeni, exact cum depinde ea. Și am văzut-o și la cameră cum cerea două brățări cu șnur. Are tupeu. Are tupeu din ăsta jegos. Plus că multă lume comentează pe mijloacele mass media, pe unde văd, că nu are atâția susținători de mult, decât foarte puțini. Și se miră toată lumea cine o susține. Mai mulți susținători are Andrei și celelalte două cupluri care sunt în top. Așa că stafful ar trebui să aibă mare grijă ce face, dacă vrea să mai aibă urmăritori, că altfel foarte mulți nu o să se mai uite, să uite la alte emisiuni sau să uite la filme, la altceva, dar nu la mireasă. Și Simona zicea că presimt că o să fiu eliminată și că îi pare rău că nu mai vede pe Sabrina și că nu mai vede fetele, dar că o să se uite la televizor și o să urmărească pe Sabrina, n-a zis nimic de Andrei. Normal, ea nu e îndrăgostită de el, stă cu el doar așa, că să șadă cu cineva, că e foarte greu să n-ai pe nimeni în casă, să n-ai cu cine vorbi, în afară de fete, altfel vorbești cu un băiat. Și eu cred că o să fie eliminată, mă gândesc, nu știu, eu așa cred. După cum ați văzut în casa mireasa, fetele primesc scrisori de la susținătorii cu directive. Cu directive. De exemplu, Diana a primit ordine, aș putea spune, să nu vorbească cu Hatice, acesta e foarte bine, să fie mai afectuoasă cu Dani, să facă și acurat, să implice în treburile gospodărești din casă, pentru că e normal asta. Și încă ceva e foarte interesant, a văzut pe Cătălina cum gătea, sau cel puțin se prefăcea că gătește, nu știu, acum am în bucătărie, le-am văzut pe Antena Play și azi dimineață cu micul dejun, cu ritualurile lor de dimineață și băieții, toți fericiți, să pregătesc de petrecerea de seară, toți fericiți. Iar mamele, mai mult mamele ar trebui să gătească, și ele și fetele, depinde. Dar așa cum gătesc ei la grămadă, de asta sunt și certuri, pentru că nu e corect. Nu prea e corect asta. Și cum v-am spus, sunt două tabere. Unii țin cu Andrei, mai e și Alexuțu. El nu are cuplu, dar
E bun la distracții, la petreceri, dansează, întreține atmosfera. Și uite, nici Andrei nu are cuplu. Simona e ca și eliminată. Că nu cred că ar dau afară pe Denisa. Sau nu știu. Staful știe, staful știe, staful deja știe. Acum când vorbim noi, deja staful știe aceste lucruri. Pentru că el le aranjează în așa fel ca să facă audiență pentru rating. Audiența, asta e mama mamelor la toată lumea. Audiența, să facă bani. Pe staff nu-l interesează nici cine câștigă, nici trecutul lor tumultos sau nu, nici cine. Nu interesează. Interesează un singur lucru, să facă bani. De unde să facă bani? De pe urma noastră, bineînțeles. De pe urma noastră. De unde din altă parte? Așa că cele două tabere, am văzut că spună foarte urâte cuvinte pe Facebook, pe Instagram, peste tot, foarte urât. Chiar și amenințări am văzut. Eu sunt neutră. Doar îmi spun părerea despre concurent. Atâta tot. Și între fete o plac foarte mult pe Sabrina. Și o plac puțin și pe fata cea nouă, pe Giulia. Să-i văd evoluția. Deci, în această dimineață, trezirea a fost pe muzică. Cam fiecare dimineață și în sezonul nostru ne punea muzică, dar știți ce nu-mi plăcea mie? Că muzica era foarte tare. Unele melodii erau frumoase, dar să te trezești cu muzica dată la maxim nu-i tocmai plăcut. Chiar dacă melodiile sunt frumoase, tot nu-i plăcut. Dar în această dimineață, concurenții au fost fericiți și știu de ce, din cauza petrecerii care se anunță cu muzică grecească. Așa că toți dansau, chiar și doamna Ana, am văzut-o cu geaca pe ea, sărea și ea pe acolo. Asta e un lucru bun, când concurenții sunt fericiți, chiar e un lucru bun. Bine că nu se mai ceartă, că nu mai zbeară hatice, că nu mai face crize, tot felul de crize, că ea e specialistă în domeniul ăsta. Nu se mai victimizează nimeni, chiar și Andrei s-a dus la cameră și a spus că e fericit, ceva nou. Ceva nou, dar eu să știți că mă bucur că el e fericit. E și el îndrăgostit acum de Simona, cu toate că ea nu. Ea nu chiar zicea că vrea să plece, că se simte singură în casă. Păi, cine a adus-o? Cine a adus-o? A venit de bunăvoie, n-a venit forțat sau a adus-o pe sus sau legată, nu. De bunăvoie a venit, s-a înscris prima dată, nu-i nicio problemă de asta, așa că să nu-și mai plângă de milă, că se simte singură. Păi, dacă nu-l place pe Andrei, păi că nu-l place pe Andrei, dacă nu-l place pe Andrei, ce pretenții să avem? Ce pretenții să avem de la ea? Dacă era un băiat să-l fi plăcut, ar fi fost și ea fericită, i-ar fi plăcut să-și adă împreună, să vorbească, dar ea s-a mai apropiat acum după ce a fost criticată din cauza că i-a vorbit urât, s-a mai apropiat de el, dar doar de ochii lumii. Dar acum, dacă nici în casă nu vrea să mai șadă, chiar zicea Andrei că ea își dorește să plece, că s-ar putea să fie eliminată, dar nu contează, el e fericit. El trăiește clipa. Asta e bine, asta e bine. Lasă ce o fi, în viitor vom vedea. Toată lumea așteaptă petrecerea, chiar și Andrei. Ardei poate să înceapă iar cu învârtitul, că altfel de dans nu știe. Ar trebui învățat să-l învețe cineva. Pe Andrei trebuia să-l fi trimis la cursul de dans, nu pe Dani și pe Diana. Pe Andrei. Să învețe și el danseze frumos acolo un blues. Uite, acum diseară o să fie muzica grecească. Muzica grecească e foarte frumoasă și dansurile. Bine, nu toate dansurile sunt frumoase. Sunt sirtachii care nu-mi place sub nicio formă mie. Chiar nu-mi place. Dansează bărbații, de obicei. Începe unul prima dată. Am impresia că zbeți cu capul în jos, cu mâinile așa sus și să învârt pe acolo. Asta nu-mi place. În rest, altă muzică îmi place. Dansurile lor nu sunt chiar așa grozave, mai frumoase sunt ale noastre din România, mult mai frumoase, nici se compară. Știți care îmi plac mie?
Și cele din Banat, pentru că sunt din Banat, dar mie îmi plac dansurile populare moldovenești, nu știu, am eu ceva cu dansurile lor. Îmi plac pentru că sunt rapide așa. Sunt rapide și sunt frumoase, mie îmi plac. Dacă mie îmi plac, îmi plac. Ce să fac? Dansurile populare moldovenești. Și oltenești, dar pe primul loc îmi plac dansurile din Moldova. Asta e. Ceva foarte comic, după părerea mea, în casa fetelor cu pantalonii Daianei. Irina voia pantalonii Cătălinei, care i-a văzut pe ea la emisiune, de piele neagră. Și voia și așa sunt fetele. Fetele, când trăiesc în colectiv, se împrumută de haine. Asta era și când eram eu în internat, în liceu. Asta e și acum. Fetele se împrumută de haine. Nu știu de ce, poți să ai cele mai frumoase haine, dar ți se pare că tot altă fată are lucruri mai frumoase ca tine, nu? Da. Și eu m-am împrumutat. Școală, da. M-am împrumutat și aveam lucruri frumoase, da. Dar și dădeam și primeam. Asta e. Deci, Cătălina a văzut în baie că sunt niște coșuri acolo în baie unde țineam hainele înainte să le punem la spălat și a văzut niște pantaloni întorși, pe dos erau și zice, Irina, ăștia sunt pantalonii? Da, ăștia sunt pantalonii. Ia-i. I-a luat, i-a întors înapoi, i-a purtat. Și când s-a întors de la emisiune, a zis Cătălina, parcă n-aveau buzunare. Că eu i-am avut și n-aveau. Și atunci Daiana zice, păi sunt pantalonii mei. Păi, nu înțeleg. Daiana e înaltă. Irina e mică. Și Cătălina e așa, puțin mai scuntă ca Daiana și puțin mai înaltă ca Irina. Dar n-a zis nimic, n-a zis. Altă fată putea să zbiere, să înjure, dacă lua ceva de la Hatice, era clar. Dar Daiana, pentru că e o fată foarte cu bun simț și foarte cu minte, i s-a părut ceva amuzant că i-a luat pantalonii. Dar n-a fost cu intenție să ia de la ea. Chiar spunea când a intrat în cameră, este un dulap acolo în spate, în camera fetelor, și a întrebat care sunt hainele ei și care sunt hainele celorlalte fete. Și a spus, nu, dați că îți place ceva, poți să iei. Așa sunt unele fete, să știți. Am văzut și la noi în emisiune să certau pe haine. Să certau. Dacă vă mai amintiți când Mirela i-a dat mamei, că rămăsesem mai la sfârșit, eu, Mirela și, de ziceam eu, Bibiluța, care intra cu băiatul. Și a dat niște haine, s-a certat cu ele, l-a luat înapoi. Și eu i-am dat la sfârșit de sezon, i-am dat o grămadă, că n-aveam ce să fac cu ele, pentru că primisem și n-aveam ce să fac. Și a spus, ia-le tu, le dai. După ea venise cu mașina. Dar eu cu avioane și schimb avion, e foarte greu să tragi după tine bagaje și nu-mi place să merg cu bagaje multe. Deci, Diana a făcut un lucru foarte drăguț, mi-a plăcut de ea, nici nu mă așteptam la altceva din partea ei, pentru că e o fată extraordinară, chiar e o fată extraordinară. Dani este norocos cu ea. Este. Și că am vorbit de ei, au câștigat tascul baloanelor și s-au dus la un curs de dans, acolo au fost primiți de instructori de dans, cred că sau ce era acela. Au intrat și au exersat niște dansuri. Dani cam greoi, că zicea că nu le prea are, dar Diana a învățat foarte repede, foarte repede și are ea corpul acesta foarte frumos. La față nu prea, dar nu contează, nu contează. Contează că e fată bună, dar e înaltă și arată foarte bine la corp. Chiar a dansat foarte grațios, foarte, foarte grațios a fost. Mie mi-a plăcut cum a ridicat-o Dani și a învârtit-o foarte frumos, un dans elegant. Mie mi-a plăcut foarte mult. Păcat că a fost doar o dată. Un curs de dans durează mai mult, durează câteva luni, ca să poți să stăpânești foarte bine arta, că a dansul e o artă. Nu poți să-l înveți dintr-o dată. Prima dată înveți baza, după aceea, încet, încet, înveți mișcării clasic, modern și tot așa. Cam asta a fost până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like. Like-ul este foarte important și clopoțelul important. Deci, așteptăm petrecerea. La revedere!